Ștefan. Și vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit aici și să-i mulțumesc la Alexandru Vlad că a auzit de atâtea ori numele meu când se avea să-l sezonat. O să pun lucrurile la punct. N-a spus nimeni că sunt și personaje în oglinda aburită de foarte multe ori. Îi preiau scintilațiile minții și le pun totul. Pune rușinare pe hârtie. În loc să se le pună el, le mai profit eu, ca un parazit zilnic, stradal. De ce trebuie să citiți pe Alexandru Vlad? Eu zic că să citiți dacă aveți încredere în mine, pentru că scrie mult mai bine decât mine. Adică el scrie așa cum aș vrea eu să scriu. Foarte bună observația lui Cubleșan, Victor Cubleșan, că scrie cu o exactitate extraordinară și cu o ambiguitate în același timp, cu o ambiguitate fascinantă. Pentru că frazele lui sunt teribil de exacte. Exact construite, fiecare cuvânt are locul lui, alt cuvânt lui, potrivește acolo, nici într-un caz. Și până la urmă este până la urmă ceva în preajma poeziei. O ambiguitate aproape poetică. Ceva, mi-a dat aminte de Conrad. O scriptură care e foarte bine închisă la toți nasturii și în același timp e deschisă la toți nasturii. Când ajungi să făceam o încheie la toate părțile de vorbire, ajungi să vezi că nu ai încheiat nimic, că totul explodează. Deci de asta trebuie să citiți și să vă minunați de scrisul lui. Sigur, și pentru că suntem prieteni, trebuie să-l citiți. Și asta s-o rămânesc. Eu i-am oferit și loc de veci la mine în cimitir la lucrurile. Nu-mi vrea să profite, n-am încercat așa. Sigur, cât mai târziu. Și el mi-a oferit la el însă același privilegiu. Vom merge sat la același urmă. Probabil că ne vom rătăși. Acum e momentul să pun eu unele lucruri dacă. Lumea ne întreabă de ce suntem noi prieteni. Unu, suntem prieteni și umblăm împreună pentru că altfel lumea ne confundă. Mă rog, bărbii, am albit, știu eu. Am aceea statură, l-am întâlnit pe Ministrul Culturii, care ne cunoaște pe amândoi și l-am salutat și mi-a spus, bună ziua, domnul Mureș. Același lucru este întrupat în Lumurii la București. Dance Mihăilescu. L-a salutat cu deferență și a zis Alexandru Vlad. De fapt, noi suntem prieteni, pentru că în teribila neîncredere dintre noi, trebuie să ne ținem tot timpul sub supraveghere reciproc. Totul a început clar și precis într-o zi prin 76, când venea la anticariat și îmi cerea cărți de poezie, cărți de filozofie, cărți de proză și am zis așa, nu merge. Și am ieșit amândoi în față, în piață, pe pietrișul din fața statului și am zis, ce vrei tu să faci în viață? Eu vreau să fiu poezie și deci tot să scrii proză, mi-a zis. Chiar așa merge, tu hotărești, dă-mi cu bani. Pajura e poezia și capul e proza. Bine. Și-a dat poetul cu moneda. Și-a căzut capul. Am uitat pe sus, treceau pasăre, până atunci a profitat și-a întors. Și-a pus acum de tu. Și-a dat eu și-a ieșit pajul. Și atunci a fost înțelegător și-a înnodat un șiret, până atunci am întors eu moneda. Cam așa stau lucrurile. Acum, eu îmi cer scuze, vorbitorii mei au fost extraordinar de gentili cu mine și ce să mai spun cu Ion Alexandru, cu Ion Mureșan. Ion Alexandru ar fi ceva între Alexandru Vlad și Ion Mureșan. Nu e vorba de Ion Alexandru. Cartea a apărut abia astăzi, această antologie. Chiar dacă, în general, scrisul meu este cunoscut de cei care au vorbit și l-au apreciat cu exactitate.
trebuie să spun că să vă fac o mărturie simplă, o mărturisire simplă. Eu nu am scris nimic timp de 30 de ani. Asta a fost între 1985, când am avut de-a face cu cenzura de două ori într-un an, cu un roman Frigul Verii și cu un volum de novele Drum spre Polul Sud, când am negociat cuvinte care să rămână în text și la apariția cărții nu mai erau, când a trebuit să retrag proze din volum, pentru că pur și simplu atâtea obiecții erau la o singură proză, când am ajuns la editura militară pentru că mi-au spus că ei n-au cenzură, ei la biroul politic superior al armatei pe Covălcescu, adică Talpeș, Vasile Ionel, ăștia citesc. Ei n-a fost așa, cenzura și rupt cartea și am avut de două ori într-un an parte de același calvar. Ei, toți au trecut prin asta, dar eram tânăr, eram orgolios, eram hotărât să nu am acea fisură pe care o depistam la cei din jurul meu în acele vremi. N-am mai scris nimic până prin 2005, cu o singură excepție, niște note de drum în Grecia, pe care le-am scris mai mult ca să nu cumva să încep să învăț să vorbesc grecești. Dar le-am publicat mult, mult, mult mai târziu. Am tradus în intervalul ăsta, dragi. E adevărat. Ceea ce e o stilistică, e cel mai aproape lucru de a scrie. Am tradus scriitori preferați din limba engleză. Joseph Conrad, Graham Greene, John Banville. Și nu m-am reinventat, cum s-a spus, despre Ploile Amare. Nu. Ci pur și simplu am luat-o de la cap. Cu foarte mult efort, cu foarte multă greutate. Trecuseră vreo 10-15 ani de presă. Fraza se scurtase. Stilistica se schimbase. Și atunci când am gândit să scot o antologie de proză scurtă din cele 5 volume ale mele, ce să fi făcut? Probabil cea mai bună soluție ar fi fost să o facă domnul profesor sau domnul Berian, prietenul meu, dar îi sunt prea serios. O iau de la început, mai citesc o dată, nu e sigur că le place și de data asta. Și am ales soluția de a-mi citi eu textele și de a vedea câte mai suportă lectura autorului. Cele în care multe secrete au fost dorite sub fraze, cele care făceau o stilistică rebarbarativă, cu o sintaxă aproape englezească, nu mi-au mai comunicat. Am ales pur și simplu prozele care mi-au mai comunicat. Aceasta e metoda pe care am folosit. Altfel se poate vorbi mult mai simplu despre lucrurile acestea. Când veneam, am oprit un tip pe care îl cunosc, a zis, unde te grăbești așa? Zic, mă duc la librărie, am lansare. Ei, lasă, se descurcă și fără tine. Eu lansare, zic eu, eu lansez. Ce lansez tu? O carte, da. Cum îi zice? Cenușă în buzunare. Ai cenușă în buzunare, m-a întrebat el. Păi, sigur că am întors pe dos. Ca la orice fumător de pipă, a ieșit o groază de cenușă. Asta e tot, vă mulțumesc!